Tradiții și sacralitate, un studiu neconfesional asupra fenomenului religios. Cartea pe care o vom lansa astăzi și pe care o aducem în discuție și, bineînțeles, în dezbatere, Religiile lumii, imagini, texte și tradiții, o carte publicată în colecția Cultură și Civilizație din portofoliul editurii Herald. Invitații noștri de astăzi, inițial aveam în program, să spunem, patru invitați, dar cel de-al cincilea invitat mi-a făcut o surpriză extraordinar de plăcută și mulțumesc lui Beniamin. Madea Axinciuc, profesor universitar, doctor la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, director al programului interdisciplinar de studii masterale, studii religioase, texte și tradiții, despre tradițiile spirituale din diferite colțuri ale lumii, Iulian Lucian Maidanuc, doctorant, Școala de Studii Literare și Culturale a Universității București, membru al comunității internaționale Dzogchen, Ioana Bujor, absolventă a programului masteral de studii religioase, texte și tradiții, în prezent doctorant în cadrul Școlii Doctorale de Studii Literare și Culturale, doamna Rodica Gurămultă, doctorandă în cadrul școlii, aceleași școli, veți auzi de multe ori această școală, Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale, programul de studii religioase, texte și tradiții, Beniamin Chircan, pastor adventist, doctor în filologie și de asemenea la fel a urmat Școala de Studii Literare și Culturale a Universității București. Sper că nu uitați pe nimeni. Nu toate religiile împărtășesc aceleași credințe, dar într-o formă sau alta, religia se găsește în toate societățile umane cunoscute, jucând de-a lungul istoriei un rol semnificativ în dezvoltarea societății. Fiecare religie are însă parcursul, istoria și particularitățile ei. Sper că acest volum, Religiile Lumii, să încurajeze pe toți cei care își doresc să înțeleagă sau să aprofundeze cu instrumente pertinente fenomenul religios. Numai o cunoaștere temeinică, izvorâtă din bucuria curată de a înțelege oamenii și lumea, poate surprinde frumusețea și noblețea învățăturilor înalte pe care ni le dăruiesc religiile lumii, ne spune Madea Axinciuc. Chiar mă gândeam dacă o să-ți recunoști citatul sau nu, pentru că nu ți-am spus că îi voi da curs, citire. Madea, o carte foarte importantă. O bucurie să avem iarăși în portofoliul editurii Herald o carte cu autori, cu un colectiv de autori români. Care este necesitatea și relevanța unei astfel de cărți? Și mai ales mă refer la acest volum colectiv pe care tu l-ai coordonat cu foarte multă grijă și aș vrea să ne spui câteva vorbe despre cei care și-au adus aportul, și-au adus contribuția, fiecare cu studiul sau cu exegeza în care lucrat practic la studiul respectiv, cumva similar și cu ceea ce face partea aceasta de studiu, chiar și în afara, pentru că absolut toți autorii acestui volum au avut ca lucrare de referință exact domeniul despre care i-au și scris în această carte. Da, îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Voi începe prin a mulțumi editurii Herald, sigur, în primul rând domnului Victor Schima, care a acceptat acest proiect necondiționat. Este un proiect academic, știm că proiectele academice nu sunt cele mai reușite proiecte ale unei edituri astăzi, așadar, în primul rând, recunoștința noastră pentru acceptarea unui proiect academic. În al doilea rând, recunoștința noastră pentru echipa editurii Herald, nu numai partea de promovare care a excelat sub toate formele și vreau, Sorin, să-ți mulțumesc încă o dată,
dar întregii echipe cu care am pus pe picioare acest volum în forma pe care o vedeți astăzi. Este pentru mine, sigur, o bucurie imensă. Vreau să vă spun că e prima oară când particip la lansarea unei cărți constituite din studiile mai tinerilor noștri studenți care acum sunt cercetători de plin formați și unii dintre ei, iată, colegi cu mine la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Emoția mea este foarte mare, este mai mare și mai bogată decât în cazul în care aș vorbi despre o carte proprie. Știți, nu există o bucurie mai mare decât aceasta să vezi cum se creează nu doar o școală, ci o comunitate de oameni care duc mai departe și deci mai sus un lucru pe care o mână de oameni, cât am fost noi la masteratul de studii religioase inițial, l-am început în urmă cu foarte puțini ani. Așadar, este o bucurie uriașă, cum spune Sorin, e vorba de o carte de autor, autori români, nu este o traducere, este o carte de autori români tineri. Și aș spune nu doar autori români tineri, ci autori români despre care cu siguranță veți mai auzi. De ce? Pentru că aveți aici ilustrări ale unor studii care, în marea lor majoritate, fac parte din viitoare teze de doctorat sau actuale teze de doctorat sau din viitoare cărți. Așadar, pe cei pe care am alături, din păcate nu au putut veni toți cei care sunt în acest volum, însă, iată, o bună parte sunt lângă mine. Deci acești oameni sunt oameni care vor veni cu volume proprii foarte curând, veți avea ocazia să-i ascultați în contextul unei lansări de carte, cu siguranță, și pot să vă spun ca profesor că se află în prezentul volum studii ale unor tineri care sunt remarcabili în generația lor. Este vorba de mai multe generații, de mai multe generații de studenți, între care aceștia s-au remarcat. Un alt lucru important, Sorin, și aici, sigur, relevanța studiilor va reieși și din ceea ce spun colegii mei despre studiile lor, dar despre necesitatea acestui proiect, aș spune, dacă mai mi-îngădui puțin, aș spune doar atât, că este foarte important să înțelegem că o bună cunoaștere a celuilalt nu se poate face doar vorbind despre propria ta tradiție la superlativ. Nu poți să spui, de exemplu, că nu, creștinismul bizantin este singura și cea mai grozavă tradiție religioasă din lume, fiindcă tu practici această tradiție. Ea este extraordinară. Dar, din interiorul propriei tradiții, nu poți să judeci o altă tradiție. Și acesta este efortul nostru pe care îl facem la nivel academic. Să cunoaștem mai multe tradiții ale lumii. Dar, vedeți, nu pentru a face o ierarhie a lor, ci pentru a oferi aceeași demnitate fiecăreia dintre aceste tradiții, și anume pentru a recunoaște că fiecare comunitate spirituală pe acest pământ are poate un mesaj important pentru noi ca oameni. Nu doar ceea ce spunem noi este important și trebuie să credem, și trebuie să credem dacă ne asumăm o tradiție până la capăt, până la moarte trebuie să credem, însă dialogul presupune să îl asculți pe celălalt cu povestea lui. Dacă doar îl vezi pe stradă și spui că este un om de nimic, fără să fi vorbit cu el niciodată, se pare că ai niște probleme. De aceea acest studiu dorește, acest volum, nu? Dorește să arate cum mai multe perspective pot sta la oaltă. Și pot sta la oaltă comunicând între ele prin aceea că oamenii pe care îi vedeți aici comunică între ei, fac parte din aceeași comunitate academică, sunt buni și mari prieteni. Și iată, avem oameni pasionați de budism, nu? În speță budist tibetan, în speță budist zogchen. Avem oameni pasionați de studii biblice și creștinism și iată, pastor adventist, nu?
avem doi cercetători care vin pe două zone diferite, nu, ale studiilor biblice, colega mea Ioana Bujor și colega mea Rodica Gurămultă, care vă vor spune mai multe lucruri despre propriile teze doctorale. Sigur, avem studii în text, în volum, avem studii referitoare la mai multe tradiții, cum spuneam, și anume iudaism, creștinism și budism în momentul de față. Eu sper că vor apărea tineri care să se specializeze și în alte tradiții. Din păcate, și îi mulțumesc doamnei Suien care este aici, nu avem oameni care să predea taoism. Sper ca doamna Suien să ne iasă în întâmpinare cândva. Nu avem oameni specializați, deci, în tradiții orientale, așa cum ne dorim, care să formeze noi specialiști. Prin urmare, volumul, să știți că nu a ales câteva tradiții. Și dintre tinerii remarcabili care au scris contribuții valoroase, am ales, nu, aceste studii care au fost în armonie cu profilul volumului și sperăm ca, știți, acest spectru al tradițiilor cuprinse într-un asemenea volum să crească. Ceea ce cred că se va întâmpla în timp, deocamdată sunt foarte puțini, sunt numărați pe degete specialiștii care se ocupă de aceste tradiții în universitățile noastre. Mulțumesc, Sorin, cred că am vorbit prea mult deja și m-aș bucura să-i aud pe cei prezenți aici. Înainte de a le da cuvântul colegilor tăi, aș vrea să-i pomenim pe cei care au făcut posibil prin aceste studii, care au făcut posibil această lucrare. Îți mulțumesc, Sorin, și nu vreau să ne despărțim fără să le mulțumesc celor prezenți aici, în această seară alături de noi, studenților noștri, colegului meu, Claudiu Stoian, care, iată, a venit astăzi să fie alături de noi, masteranților noștri, doctoranților noștri. Da, este vorba despre tineri care, vă spuneam, au absolvit cu toții masteratul de studii religioase, texte și tradiții, dar au continuat cercetarea la nivel doctoral, mai puțin Andrada, cred, nu? Altfel cu toții au urmat acest traseu doctoral. Sigur, școala doctorală de studii literare și culturale este școala doctorală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, unde se pot, vedeți, se pot face asemenea cercetări doctorale, nu, pe mari tradiții ale lumii. De aceea, colegii sunt cu toții nu participanți la proiecte în cadrul acestei școli sau absolvenți ai acestei școli. Aș începe în ordinea în care apar nu menționați pe copertă. Este vorba mai întâi de domnul Beniamin Chircan. Domnul Beniamin Chircan, care a făcut efortul să vină astăzi alături de noi, spuneam, este pastor adventist, are o temă care se focalizează în jurul înțelesurilor mai adânci ale șabatului, așa cum apar ele în Biblia ebraică. Așadar, iată un studiu, să știți, neconfesional, da, este un studiu academic, neconfesional, cu privire la înțelesurile acestui termen în Biblia ebraică, pornind de la textul ebraic. Trebuie să spun că Beniamin, Ioana și Rodica fac parte și din echipa de traducere a psalmilor, așadar sunt buni cunoscători, foarte buni cunoscători ai limbii ebraice biblice. Beniamin, mă bucur mult că ești alături de noi. Haideți să mergem mai departe. Deci, doamna Rodica Gurămultă, la stânga mea, spuneam, de asemenea, nu cunoscătoare a limbii ebraice biblice, un filolog de excepție, un om foarte fin, atent la sensurile termenilor, face o analiză despre panim, față. Față și, sigur, tot ceea ce vă este cunoscut ca fiind legat de față în textul biblic, nu? Sintagma față către față, iată o aprofundare. Și o aprofundare, vedeți, nu doar din interior, ci și cu răsfrângeri mai târzii, pentru că veți regăsi în text și legături cu Martin Buber. După care aș trece la Ioana Bujor, domnișoara Ioana Bujor, de asemenea ebraistă,
Ce pot să spun pentru a o prezenta? Despre studiu va vorbi Ioana cu siguranță mai mult. Ioana participă la traducerea cărții psalmilor în echipa noastră, însă trebuie să vă spun că predă în egală măsură și este mâna mea dreaptă la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Predăm împreună ebraică biblică. Ioana susține și ore de ebraică modernă la facultate. De asemenea, aș mai spune că este un doctorand care pentru prima oară, nu doar în România, se ocupă de compendiul gramaticii ebraice al lui Spinoza. Așadar, iată, compendiul limbii ebraice pentru prima oară tradus din limba latină în limba română de Ioana Bujor. Sper să aveți ocazia să îl parcurgeți foarte curând. Ca o traducere, vedeți, ca un volum de sine stătător și, Ioana, sperăm să fim la lansarea acestei cărți alături de tine. Să mergem mai departe. Doamna Alina Tăricianu nu este acum cu noi, dar fiind proaspăt mămică, dar trebuie să vă spun că Alina este lector la programul de studii iudaice în cadrul facultății noastre și se ocupă de problema ereziei și de antichitatea timpurie. Așadar, trecerea dinspre iudaism către creștinism, tema ei predilectă este iudeocreștinismul, cum se desprinde creștinismul dinspre sau din iudaism. Ne aflăm într-o perioadă de trecere, de tranziție și veți vedea ce probleme ridică o astfel de formare și distingere a unei noi tradiții. Vedeți pe acest fundament, pe pornind de la rădăcinile iudaice. Acesta este deci studiul Alinei. Aș merge mai departe, Sabina Avram. Sabina predă de asemenea în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, deci iată că de acum este o nouă și tânără colegă de-a noastră. Sabina este doctor de acum, a susținut teza de doctorat și teza de doctorat s-a ocupat de numele divin El, Dumnezeu. El, știți, este nume care comunică cu Elohim. Numele divin El în textul biblic, dar într-o manieră mai spectaculoasă, ea a urmărit o secvență consonantică și anume literele Aleph Lamed care compun acest nume și diferitele lor combinații. O manieră iudaică de a interpreta lucrurile și această minte extraordinară, e vorba de Sabina, este, iată, cea care propune în acest volum un studiu despre certitudine și problema credinței, nu așa cum apar ele la Wittgenstein. Voi trece mai departe. Andrada Chioveanu este absolventa programului de studii religioase, texte și tradiții, dar nu a continuat, e adevărat, la nivel doctoral, însă a continuat în cadrul echipei noastre de traducere și deci ne este alături în continuare la traducerea cărții psalmilor. Andrada a fost pasionată din timpul facultății de figura lui Baal Shem Tov, să vă mărturisesc un detaliu picant, Beniamin tocmai a trimis pe grupul nostru de traducere o copertă cu viața și opera lui Baal Shem Tov, nu Beniamin, pentru Andrada, care s-a bucurat foarte mult de apariția acestui volum. Așadar, Andrada s-a remarcat prin pasiunea pentru acest mare lider spiritual, întemeitorul hasidismului, Baal Shem Tov. Veți vedea în studiul Andradei, pentru că nu este de față destăinui câteva lucruri, nu doar profunzimea cu care vorbește despre învățăturile și tehnicile spirituale pe care le propune Baal Shem Tov, ci veți vedea de asemenea în cadrul studiului, în final, o traducere a epistolei despre ascensiunea sufletului, traducere făcută din ebraică de Andrada, o epistolă, vedeți, niciodată tradusă în limba română, s-a tradus doar prin intermediul altor traduceri, o epistolă care descrie modul în care Baal Shem Tov mărturisește că a urcat și a trecut prin
mai multe sfere până când a ajuns la Palatul lui Mesia. Este savuroasă această epistolă, este de o valoare incomensurabilă pentru un lider spiritual de mare anvergură care nu a lăsat practic nimic scris, nu? Doar aceste epistole. Trec mai departe. Sigur, domnul Iulian Lucian Maidanuc, nu voi vorbi despre studiul lui Lucian, voi spune doar că am o mare bucurie să... Știți, să vă prezint primul student, primul absolvent al masteratului care continuă la nivel doctorat pe religii orientale. Și este vorba despre budist tibetan și este vorba despre un om care s-a încumetat să învețe limba tibetană. Nu, Lucian, poate ne spui despre zbaterile tale în acest sens. Și iată, cu o teză doctorală în prezent despre venerabilul maestru Padmasambhava, nu, și moștenirea lui, de fapt, despre figura acestui mare maestru tibetan în budism. Și sigur, ne va spune Lucian mai multe despre lucrarea pe care o are în vedere, dar mai ales despre studiul care în acest volum aduce lămuriri foarte importante de referitoare la tantra. Ce este tantra, ce este tantrismul, care este înțelegerea adecvată a tantrismului, pentru că noi avem parte de o seamă de denaturări în lumea occidentală, nu doar cu privire la tantrism, însă aici, iată, vor fi scoase la iveală adevăratele înțelesuri ale tantrei, ale învățăturilor tantrice. Trec mai departe. Gabriela Drâmbă este o autoare care se ocupă de bisericile de lemn de la Ibănești. Vreau să vă spun, îmi pare rău că nu este cu noi Gabriela. Gabriela este un om foarte pasionat de iconografie. Biserica de la Ibănești este biserica din satul bunicilor ei. Și dorind să se ocupe de bisericile de lemn din Oltenia, a hotărât să înceapă cu această biserică pe care o cunoaște din copilărie. Vreau să vă spun că lucrarea ei de disertație a început așa, a continuat la nivel doctoral și sperăm să susțină teza foarte curând, teza doctorală. Veți vedea o analiză foarte subtilă și foarte atentă a programului iconografic, a planului arhitectural, a tot ceea ce înseamnă, vedeți, moștenirea foarte importantă, foarte valoroasă, nu, a acestei arhitecturi tradiționale țărănești, în condițiile în care biserica aceasta de lemn se deteriorează de la o zi la alta. Deci, cred, o contribuție foarte importantă care ne va lăsa imagini și interpretări, nu, despre acest monument, veți vedea, impresionant. Sigur, trec mai departe, dacă mă mai îngădui, Sorin, încă puțin. Ioana Zamfir, care încheie nu volumul în cadrul ultimei părți despre religie și reprezentare, Ioana se ocupă de mapamonduri, adică hărți ale lumii. Hărți ale lumii, așa cum apar ele în perioada evului mediu și semnificația lor. Trebuie să, din nou, să destăinui câteva lucruri despre Ioana. Ioana Zamfir a absolvit programul de studii religioase, texte și tradiții. În prezent lucrează pe o teză doctorală legată de hărțile Ierusalimului, hărțile medievale, hărțile mai târzii ale Ierusalimului. Trebuie să vă spun că ea este și muzeograf la Muzeul Hărților și Cărții Vechi. Deci, un om care cunoaște nu doar obiectele de care se ocupă, nu hărțile de care se ocupă, ci cunoaște tot ceea ce ține de conservarea hărților, prezentarea hărților, importanța unei hărți, constituirea unei hărți și așa mai departe. Aceștia sunt autorii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper să îi auzim acum pe ei vorbind. Mulțumim foarte mult, Madea Xinciuc, și vin cu o mică completare. În urmă cu 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, sâmbătă, când a fost Noaptea Muzeelor, Ioana Zamfir mi-a fost un excelent ghid la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, pentru că țineam foarte mult să văd acel muzeu. Tantra budistă are o abordare cu totul diferită de cea tradițională, departe de a cere obișnuita dezicere de natural,
Ea propune valorizarea umanului, utilizarea naturii umane drept combustibil pe calea spre împlinirea spirituală. Iulian, de ce ai ales să abordezi în studiul tău prezent în această carte, Religiile Lumii, studiul despre tantra budistă și care este locul ei în cadrul budismului? De ce am ales, voi încerca să spun în primul rând. Sunt preocupat la nivel teoretic de tantra budistă deja de câțiva ani. Acum se aude. Cred că am vreo 11 ani de când încerc să o și practic. Așa că mi-a fost foarte ușor să sesizez faptul că adesea tantra budistă este greșit înțeleasă, este înconjurată de un văl de prejudecăți, de confuzii, și m-am gândit că este un lucru pe care aș putea să-l încerc, să vin cu clarificări, să scriu despre ea, să încerc să scriu astfel încât să lămuresc ceea ce este de lămurit, încât să înlătur prejudecățile pe care le pot eu înlătura. Știm, de exemplu, că adesea se consideră despre tantra budistă că este un amalgam de credințe populare pre-budiste împachetate superficial într-o haină budistă. Este o prejudecată legată de faptul că, într-adevăr, budismul a integrat cu foarte multă generozitate, putem spune, practic toate religiile pe care le-a întâlnit, acolo unde s-a întins budismul. De asemenea, adesea tantra budistă este considerată ca o fază decadentă, o fază... Acum se aude? Ok, n-am știut. De asemenea, adesea budismul tantric este considerat o fază decadentă, de disoluție a budismului, având în vedere că el într-adevăr a apărut în ultima parte a cronologiei generale a budismului, adică după secolele 7-8. După aceea mai este o asociere foarte, foarte insistentă între tantra budistă și magia neagră și procedeele de tehnicile de magie neagră, care de asemenea merită discutată și merită demontată și această prejudecată. Și în fine, cea mai supărătoare și cea mai cunoscută este asocierea foarte, foarte insistentă care se face între budismul tantric și sexualitate. Aici, da, am simțit nu odată dorința să pornesc într-o cruciadă, dar evident că nu e depornită nicio cruciadă aici. Dar merită făcut un demers, merită explicat că totuși nu se pune problema de a așeza vreun semn al egalității între tantra budistă și Kama Sutra sau terapii de cuplu sau ceva similar. Cât despre locul pe care îl ocupă tantra budistă în ansamblu general, în tabloul general al budismului, el are o relație cu toate ramurile majore ale budismului. Cea mai profundă este cu Mahayana, din care practic a luat toată metafizica, toate conceptele de bază ale Mahayana sunt aduse în tantra budistă. Diferența fundamentală între ele și ceea ce în același timp le ține împreună este faptul că metafizica budistă este adus în experiență directă în tantra budistă. Ceea ce adepții Mahayana caută să teoretizeze, să discute, să prindă în tratate, adepții tantrayana sau vajrayana, cum îi mai spune tantrei budiste, caută să experimenteze direct. După aceea există de asemenea o relație foarte complexă între tantra budistă și Dzogchen. În general, Dzogchen, marea perfecțiune a yoga, este considerat ca făcând parte din tantra budistă și din anumite puncte de vedere face parte, dar mai degrabă din punctul de vedere al tibetologilor occidentali. Maeștrii tibetani spun că e diferite.
Vajrayana este calea transformării, Dzogchen este calea autoeliberării. După aceea, o relație foarte complexă este între tanta budistă și celelalte tantre, cu pregătire tantra hinduistă. Există o tendință foarte puternică ca ele să fie privite ca un tot unitar, ca fiind, mă rog, versiuni diferite ale tantrei. Nu există așa ceva, nu există o singură tantra. A trebuit să mă documentez puțin pentru asta, pentru că, într-adevăr, este foarte persistentă această tendință de a le amesteca, de a le aduce împreună, dar în afară unor elemente exterioare și a faptului că, într-adevăr, și tantra hinduistă și tantra budistă sunt abordări practice, abordări de avangardă, putem spune, ale budismului, respectiv hinduismului, asemănările dintre ele se opresc aici. Se opresc asemănările, practic, la elemente de ritual, dar metafizica este diferită. În tantra budistă, metafizica este absolut sigur metafizica Mahayana, pe când în tantra hinduistă este altceva. Există și o tantră jainistă, apropo, care are și ea, la rândul ei, are o metafizică diferită. Și... Da, cred că am spus ce era important în legătură cu plasarea tantrei hinduiste în contextul mai general al budismului. Știu că ai, și țin să-ți aduc aminte, știu că ai o glumă foarte frumoasă legată de practica tantrei budiste. Da, da, se poate spune într-o anumită măsură că tantra budistă înseamnă să încerci să repari avionul în timpul zborului. Este adevărat. Mulțumim foarte mult, Lucian Maidanuc. Beniamin, semnificația șabatului. O întrebare directă și simplă, dar răspunsul poate să dureze o viață întreagă. În primul rând vreau să mulțumesc și să mă exprim onoarea și bucuria că sunt în această aleasă companie. Și mulțumesc că m-ați invitat, chiar dacă nu am anunțat venirea mea. Da. Să revin la întrebare. Pentru mine semnificația sabatului a fost o căutare și atât intelectuală cât și personală, ca experiență. Am vrut să văd, fiind un practicant al sabatului, în tradiția noastră, am vrut să văd care ar fi totuși esența lui, dincolo de ceea ce facem sau nu facem, dincolo de ritualurile sau obiceiurile care sunt asociate în general cu diferite tradiții, cu această zi, această sărbătoare, am vrut să merg la esență. Asta a fost motivația studiului și nu a fost atât de simplu pe cum credeam că este, pentru că m-am lovit de tot felul de întrebări, cum ar fi de ce a trebuit Dumnezeu să se odihnească în ziua a șaptea, să se oprească din lucru. Și referindu-mă la strict la capitolul pe care l-am din teza mea, pe care l-am menționat aici, l-am publicat în colecția aceasta, aceasta a fost de fapt întrebarea. Care este semnificația originară sau esențială a sabatului? Și, bineînțeles, Dumnezeu nu poate fi vorba de o seală, nu? Că trebuie să se odihnească, că am muncit 6 zile și a 7-a a trebuit să se odihnească. Trebuie să fie ceva mai mult decât acest lucru. Și atunci, din analiza textului ebraic, al Genezei 2 cu 1 la 3, care se menționează ziua 7-a, se relatează ziua 7-a a creației, am ajuns la o concluzie foarte interesantă, și anume că, deși Dumnezeu a finalizat creația în ziua a șaptea, ceea ce e interesant, că spune că în ziua a șaptea a finalizat-o, deși în ziua a șaptea n-a mai făcut nimic, deci nu a fost finalizat în ziua a șasea creația, cum am putea să credem sau să gândim că ar fi logic, ci tocmai în ziua a șaptea se întâmplă acest lucru. Și de ce?
tocmai printr-o zi în care nu se mai face nimic, de ce este nevoie de această zi ca să se desăvârșească cele făcute? Asta, de fapt, a fost paradoxul pe care a trebuit să-l dezleg cumva sau să-l înțeleg. Și, evident, răspunsul este atât de simplu încât pare greu de înțeles la prima vedere, și anume că singurul element, dacă îl putem numi așa, sau singurul ceva care lipsește din creație ca să fie finalizată este însuși creatorul, cel care o face. Și anume, nu că el ar fi lipsit până atunci, ci faptul că creația fiind finalizată a trebuit sau a putut creatorul să intre într-o relație apropiată cu creația sau să rămână ca un conținut al creației, el însuși care este din afara creației. Și atunci, tocmai acest lucru este marcat prin ziua a șaptea, care mai târziu, bineînțeles, capătă numele de șabat, care vine de la verbul șavat, a se opri, și care este menționat sau apare în textul ebraic al Genezei 2, prin verbul că Dumnezeu s-a oprit, Vaishbot Elohim. Și pentru mine acest lucru a fost punctul de plecare, de fapt, pentru o nouă direcție în cercetarea mea, care până atunci avea alte coordonate, alte repere. Și de la momentul acesta chiar cred că a fost o providențială, așa de aș putea să spun, o descoperire care m-a pas cu pas spre o explorare a prezenței lui Dumnezeu împreună cu creația și ce înseamnă acest lucru pornind de la sabat. Și am descoperit de fapt că sabatul este, așa cum este bineînțeles prezentat în Biblia ebraică, daismul biblic, adică este o sărbătoare sau un timp, aș putea spune, un element de timp care marchează prezența lui Dumnezeu în creație, care este tot timpul, nu este doar într-o anumită zi, este permanentă, dar pentru om care nu are capacitatea aceasta de a fi prezent mereu în același loc, ci are și misiunea de a lucra, de a exercita dimensiunea creativă a sa în cele șase zile, are nevoie de o zi în care să se delimiteze de a face, de lucrurile pe care le face real, și să intre în conexiune cu această prezență, devenind de asemenea sau întorcându-se la acea relație inițială pe care Dumnezeu, Creatorul, a făurit-o sau a început-o în ziua a șaptea creației. Mulțumim foarte mult, Beniamin. Vă reamintesc că cartea despre care vorbim astăzi și pe care o lansăm, Religiile Lumii, Imagini, Texte, Tradiții, de-a lungul versetelor Vechiului Testament răsună un eco adânc al predestinării. Israel încheie legământ și este ales de Domnul spre a fi popor sfânt în veci, în timp ce restul neamurilor sunt excluse. Totuși, printre cei care cutează să-L salveze pe Dumnezeu, demonstrând caracterul universal al binefacerilor și iubirii sale, este apostolul Pavel, care în a sa epistolă către romani încearcă să reconfigureze ideea de legământ. Ioana, cum consider că acest concept, cel de popor ales, se modifică de-a lungul timpului din perspectivă iudaică? În primul rând, bună seara și vă mulțumesc, că mă bucur foarte mult că sunt aici în această seară. Studiul din acest volum care mi aparține, cu titlul Cine este cu adevărat poporul ales în iudaismul celui de-al doilea templu, este o lucrare foarte dragă mie, tocmai pentru că reprezintă o preocupare din timpul anilor în care am fost studentă în timpul programului masteral de studii religioase, texte și tradiții. De aceea doresc să și întăresc ideile spuse anterior, din perspectiva unui fost student de această dată, spunând că acest program este într-adevăr unul aparte în rândul programelor de studiu de la noi din țară.
tocmai pentru că îți antrenează și îți stimulează această curiozitate și acest simț critic, cumva oferindu-ți și un alt tip de respect față de tradițiile și religiile lumii, prin această perspectivă neconfesională pe care o propune. Eu am ales să mă apropii mai mult de zona iudaică și acum revenind la întrebare, poporul ales este într-adevăr un concept cheie în iudaism, tocmai pentru că cazul poporului Israel atrage atenția prin faptul că nu respectă cumva șirul sau dinamismul obișnuit, cel pe față de care ne-am aștepta pe parcursul devenirii sale istorice, mai ales când vorbim de o istorie foarte tumultoasă. În ciuda exilului, în ciuda nenumăratelor primejdii care s-au abătut asupra poporului, poporul Israel a continuat să supraviețuiască și să găsească mereu favoare și grație înaintea divinității. De aceea apare această întrebare, este Israel poporul ales? Iar răspunsul e un pic mai complicat și ar fi depinde. Depinde mai ales de ce, din perspectiva cărei perioade de timp vorbim. Dacă ne uităm din perspectiva iudaismului tradițional, din Biblia ebraică, lucrurile par a sta destul de clar. Avem de-a face cu un Dumnezeu unic, poporul Israel, și în baza unui legământ, Dumnezeu își alege acest popor pentru sine, spre a-i fi sfânt înaintea celorlalte popoare. De menționat este totuși că Israel continuă să trăiască împreună cu acești ceilalți, încercând să își păstreze specificitățile identitare și marcării identitare. În perioada celui de-al doilea templu, și când spun asta mă refer la momentul întoarcerii poporului evreu din exilul babilonian și până la distrugerea templului de către romani, în această perioadă lucrurile se schimbă puțin, tocmai pentru că avem de-a face cumva mai vizibil cu nașterea unui nou tip de identitate, și anume identitatea de tip sectar. Dacă înainte aveam o separație mai clară între Israel pe de o parte, restul popoarelor de cealaltă parte, în perioada celui de-al doilea templu vorbim de fapt de o separație în interiorul poporului Israel. Spre exemplu, vorbim de vechiul Israel și noul Israel. Acest lucru se vede foarte bine în manuscrisele de la Marea Moartă, textele de la Qumran, la care am făcut și eu trimitere în studiul meu, care reinterpretează această idee de legământ, de separație, implicit de alegere. Și concluzia pe care am încercat eu să o schitez este legată de apariția acestui nou Israel, pe care o văd strict ca o consecință logică a transformărilor prin care comunitatea iudaică a trecut în acea perioadă. Da, cam așa. Mulțumim foarte mult, Ioana. Doamna Rodica, gură multă. Putem considera că acest cuvânt biblic, panim, pe care Madea l-a menționat la începutul intervenției sale, tradus prin față, are valoarea unei metafore sau unui concept care exprimă orientarea noastră spre semeni? Da, și... Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc de invitația de a participa la această lansare. Mulțumesc editurii pentru oportunitatea de a publica acest studiu care face parte din lucrarea mea de doctorat și la care am ajuns studiind acest termen, panim, din punct de vedere filologic, eu fiind de formație filolog și având ca preocupare constantă și profesională, dar și umană,
găsirea de semnificații. Așadar, m-am concentrat, m-am focalizat asupra acestui termen, încercând să îi descifrez toate fațetele, și concluzia la care am ajuns și pe care am expus-o în acest studiu publicat în volumul Religiile Lumii, Imagini, Texte, Tradiții, este că termenul panim are o pregnantă valoare metaforică și că el are capacitatea, are potențialul de a deveni un concept filozofic, ceea ce de altfel s-a și întâmplat, întrucât doi gânditori cu rădăcini iudaice au valorizat semnificațiile acestui termen în propriile lor concepții. Este vorba de Emanuel Levinas și de Martin Buber. Mai concentrat, să zic, asupra semnificației acestui termen. De ce este acest termen o metaforă sau de ce poate fi considerat o metaforă? Trebuie spus că termenul provine de la o rădăcină care semnifică a se întoarce cu fața spre ceea ce reprezintă obiectul atenției noastre, a ne orienta către ceea ce ne atrage atenția, ceea ce ne interesează. Dar analizând cu atenție toate posibilitățile semnificative pe care termenul le are în textul ebraic, concluzia la care am ajuns este că termenul arată într-un mod pregnant, este de fapt un fel de simbol al sau exprimă foarte clar un fenomen care se petrece în existența umană, și anume cel al orientării către semen și către divinitate. Mulțumim foarte mult. Mi-a venit în minte chiar acum o întrebare, o curiozitate personală. Este sau nu ebraica biblică o limbă moartă? În opinia mea, nu, pentru că atâta vreme cât o limbă are potențialul de a stârni reflecția asupra ei, asupra semnificațiilor pe care le redă, atâta vreme cât o limbă are potențialul de a se dezvolta în timp prin gândiri filozofice, prin orientări spre psihologie, spre sociologie chiar, ceea ce de altfel s-a și întâmplat, atâta timp cât limba are acest potențial, ea nu poate fi considerată moartă. Mulțumim foarte mult, doamna Rodica Guremultă, și încheiem. Pe scurt, pentru că am început cu tine, Madea, da. Încheiem cercul, tot cu tine. Înainte de a-ți adresa întrebarea, aș vrea să menționez un pic despre cursul în toamnă. Tău, da? Ai, ce întrebare, Sorin! Da! Nu m-am așteptat din partea ta! Mulțumesc! Da, aș vrea să mai adaug, dacă îmi permiți, două mici detalii. Știți, anul acesta, pentru prima oară, îi avem colegi și pe Beniamin și Lucian, și Beniamin și Lucian susțin cursuri. Beniamin la programul de studii iudaice, Lucian în cadrul programului de studii religioase, texte și tradiții. Iertați-mă, Beni, Lucian, sunteți foarte noi între noi. Da. Referitor la cursurile din toamnă, da, sigur, ce anume predau eu acolo sau ce facem noi la masterat sau ce facem noi la masterat? Îți mulțumesc, Sorin, sigur îi invităm pe toți cei care sunt pasionați să studieze din punct de vedere academic, neconfesional,
mari tradiții ale lumii să vină alături de noi la Masteratul de Studii Religioase, Texte și Tradiții. Sigur, trebuie spus că e singurul masterat cu acest profil din țară în momentul de față. Avem două echipe la anul 1 și la anul 2 și văd aici oameni de la anul 1 și de la anul 2 sunt lângă noi. Da. Vreau să vă spun că este o atmosferă incredibilă alături de acești tineri care sperăm noi să meargă mai departe și să vedeți, să ajungă la o masă critică de specialiști în momentul de față pentru toate marile tradiții. În România avem 1-2 specialiști la nivel de țară. Este grav. Și știți de ce este grav? Pentru că și aceia fiind singuri au o falsă impresie despre domeniu și despre ei înșiși. Partea și mai proastă este că de obicei în mediul academic există această aroganță, un specialist face în așa fel încât să nu mai crească nimic lângă el, pentru că unde sunt doi, el nu mai este lumina de la răsărit, știți? Și atunci lucrurile devin și mai complicate. De aceea eu trag nădejdea că acești tineri vor crea în sfârșit, pentru prima oară, o comunitate academică. Știți, noi toți spunem că suntem mai mulți și suntem buni și suntem împreună, dar de fapt este câte un specialist și cam atât, și el ne tot spune, și noi tot spunem da, da, da. E foarte bine să fie măcar 2, 3, 5, 10 oameni în același domeniu, să intre într-o dezbatere autentică, și atunci vor crește și specialiștii și ucenicilor. Știți, pentru că întotdeauna, dacă tot s-a vorbit despre limba ebraică, există această foarte frumoasă spusă în iudaismul rabinic, mitalmidai iskalti, de la discipolii mei am luat învățătură. Deci vă invităm alături de noi în cadrul programului, sigur pe aceia care doresc să aprofundeze studiul marilor tradiții ale lumii. Da, Sorin, îți mulțumesc pentru acest moment. Cum înțelegem o tradiție spirituală în contextul raportării omului contemporan la fenomenul religios? Am crezut că s-a terminat. Și cu asta gata. Da, Sorin, îmi mai dai un accent pentru întrebarea ta, care e foarte amplă. Deci, care ar fi, de fapt... Faptul că înainte de a accede, să spunem, către înțelepciunea unei tradiții spirituale, este util să-ți cunoști propria tradiție. Da, care este relevanța în acest context pentru omul contemporan? Este, vedeți, o întrebare care o completează pe prima, Sorin, pe care mi-ai adresat-o. Trebuie să-i cunoaștem pe ceilalți dacă vrem să intrăm realmente într-un dialog, nu doar să vorbim despre cât de grozavi suntem noi și să repetăm acest lucru la infinit. Însă surpriza este că, știți, cunoscând alte tradiții, te întorci îmbogățit la ceea ce tu credeai că ai și, de fapt, aveai într-o formă superficială. Știți, este ca și cum, e un exemplu pe care eu întotdeauna îl dau la cursuri, e ca și cum locuiești în București, nu ai ieșit niciodată din București, și spui București este cel mai frumos oraș din lume, eu iubesc Bucureștiul. Și cu siguranță așa este. Dar vedeți, e foarte interesant să ieși din București măcar o dată în viața ta și să vezi și Iașul, de exemplu. Eu iubesc foarte mult Iașul. Avem aici, uite, Ioana și Rodica sunt de la Bacău. Să vezi și Bacăul sau mergi puțin mai departe, vezi Budapesta. Mergi puțin mai departe, te duci la Peiting. Deci, după ce vezi mai multe orașe și le vezi cu adevărat, nu doar te uiți la câteva poze, nu doar asculți ce a spus un om supărat, nu, un om supărat pe Bacău sau un om supărat pe Beițin, că se întâmplă și așa ceva, te duci să vezi orașele,
Și atunci vei ști ce e cu adevărat orașul tău. Și atunci e posibil să ți se facă și dor de orașul tău, fiindcă o să vezi că acolo găsești lucruri nemaipomenite, dar anumite lucruri se găsesc numai la București. Care lucruri se găsesc numai la București? Nu le poți afla până nu pleci de la București. Și deci, Sorin, nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar este esențial să ieși puțin din cercul strâmt al tradiției tale, oricât de minunată este ea, fiindcă orice ieșire îți va da dimensiunile reale ale acestei tradiții, te va așeza altfel în propria ta tradiție. Iar acest lucru s-a întâmplat, cred, cu fiecare dintre noi aici de față. Să știți că fiecare dintre noi a făcut un exercițiu de a ieși în întâmpinarea celuilalt, de a înțelege ce face, ce gândește un om dintr-un alt peisaj, dintr-o altă cultură, într-o altă limbă. Știți? Îți mulțumesc mult pentru întrebare, Sorin. Nu știu dacă am reușit să răspund. Îți mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Făcând o glumă, îmi venea să spun distribuția filmului nostru e următoarea, ca să închidem. Deci au fost dragii noștri alături de noi, Madea Xinciuc, coordonatoarea acestui volum, Religiile Lumii, Imagini, Texte, Tradiții, doamna Rodica Gurămultă, Ioana Bojor, de asemenea Beniamin Chircan, Iulian Lucian Maidanuc. Le mulțumim foarte mult că au fost alături de noi, vă mulțumim și noastră pentru prezență și vă invităm la următoarele evenimente care vor urma mâine și poimine aici la Bookfest, la standul editurii Herald. Să aveți o seară minunată!